cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună de dimineață, oameni buni, bine v-am găsit la cafea. De data asta e mai dimineață decât de obicei, pentru că această emisiune este înregistrată cu jumătate de oră înainte de emisiunea obișnuită. Este joi, este primarul Andrei Carabela și facem emisiunea aceasta înregistrată pentru că domnia sa trebuie să plece spre București. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Întrebare întrebătoare. Cum se ajunge la noi dimineața la ora 7:30? În dimineața asta se ajunge mai greu. De regulă vârful de trafic este undeva în jurul orei 8 și ține până spre 9:30. Dar în această dimineață se circulă mai greu datorită lucrurilor care se întâmplă pe Traian și în zona Petrodava. Și sunt intersecții care au impact maxim asupra traficului din oraș. Am încercat să prevenim această situație și să fluidizăm la maxim varianta, lăsând mare parte dintre semafoarele de pe variantă pe intermitent pentru a ține acolo mașină, cât mai pentru a decongestiona cât mai mult traficul, mizând și pe ideea că vom reuși să ținem din scurt cu poliția locală și cu sprijinul poliției rutiere fluența în zonele de pe Traian și Decebal. Dar iată că deja la 7:30 lucrurile nu stau deloc bine. Cu această ocazie fac un apel la toți pietrenii să înțeleagă că sunt niște situații pe care nu le putem evita. Aveam de ales între a bloca total traficul pe Traian pentru a prioritiza lucrările, că și așa suntem în mari întârzieri acolo și vrem să punem la punct și să scăpăm o dată de praf și de șanțuri. Bun, acum spuneați de lucrări pe Traian. Ce se mai lucrează? Că noi am fost zilele trecute și nu prea am văzut. Era un mini compactor și un mini bulldog. Sunt și utilaje mai maxim. Bine, dar alea stăteau și păzeau pe celelalte două. Așteptat să vină cimentul pentru că se fac lucrări de stabilizare a solului, se scarifică ultimul strat. A venit cimentul. Ideea este încep să toarne betonul acela. Săptămâna viitoare. Procedura, tehnologia cere ca această lucrare de stabilizare să fie lăsată undeva la o săptămână, să se așeze pământul, se compactează oricum. Dar vine placa de beton ar veni săptămâna viitoare, după 7 zile de la stabilizarea solului. Domnul primar, noi am pregătit un filmuleț care va rula în paralel cu două lucruri. Pe de o parte se vede lucrări finalizate, eu vorbesc de coridoare de mobilitate aici, nu altceva, și lucrări nefinalizate. Și eu dau drumul filmulețului. Și îl putem comenta împreună, adică aici avem în partea unde cu lucrări finalizate, avem Leonida, dacă nu mă înșel. Aici cred că suntem pe Bistriței. Da. Aici încă nu este coridor de mobilitate, este poate prima lucrare de asfaltare majoră pe care am făcut-o în anul corect. 2021. E luat invers, e din direcția cealaltă. Strada Bistriței. Și în partea asta alaltă avem de la liceul de chimie, unde se tot compactează acolo. Deci aici în dreapta avem o lucrare făcută pe buget local, nu e coridor de mobilitate, ci este pur și simplu o investiție prin care am pus la punct strada Bistriței, vă aduceți aminte cum arăta acum 4 ani. Da, da, corect. Acolo chiar... Acum trebuie să... Sincer, este extrem de util și de real totodată acest contrast. Și aveți, cred că este, ne poate da foarte multe lucruri de înțeles. Adevărul este că am avut multe dificultăți în implementarea acestor proiecte, dar pe Dimitrie Leonida și pe Mihai Viteazu am reușit să le depășim mai repede. Blocajele de pe Dimitrie Leonida, nu. Constructorul, nici aici nu am fi avut mari impedimente din partea constructorului.
Am să vorbesc înainte despre Dimitrie Leonida și Mihai Viteazu. Dar acolo, unde pe Dimitrie Leonida am fost blocați pentru prima dată, pentru aproximativ 30 de zile, nu, pentru fix 30 de zile a durat acel blocaj, la mai puțin de 24 de ore sau la câteva ore după demararea lucrărilor, după ce am dat ordinul de începere și am predat amplasamentul către constructor, APASERV-ul ne-a trimis o adresă prin care ne-a retras avizul. Motiv pentru care lucrările au fost suspendate înainte de a începe, practic. Abia a începuse constructorul să preseze jumătate de drum, într-o singură zi sau în două zile, cred că a făcut asta, de la bretelele de la 1 mai până spre Brădet, dacă vă aduceți aminte, și drumul așa a rămas așa o lună de zile, fără muncitori. Situații complicate și întârzieri provocate tot de APASERV s-au întâmplat și pe Mihai Viteazu, dar acolo am reușit să ținem lucrurile sub control, pentru că nu au fost intervenții atât de complicate precum cele de Petraian și Decebal, unde complexul de împrejurări ne-a făcut să ne însușim, să ne asumăm noi pe primărie. Acum cea mai, pe coridorul. Cea mai complicată investiție care s-a întâmplat în Piatra Neamț și se întâmplă în Piatra Neamț în ultimii 60 de ani, și anume magistrala de apă. Înființarea unei noi magistrale de apă, paralelă cu cea existentă, pentru că primăria nu poate să investească pe proprietatea altcuiva, respectiv Consiliul Județean, și pentru că altcineva nu s-a găsit să facă această investiție, pentru că avem această îndatorire și responsabilitate să ne asigurăm că ai noștri copii vor avea apă în orașul Piatra Neamț și că nu vor rămâne așa cum se întâmplă zile întregi, zile la rând, cu pietrenii să rămână fără apă, așa cum se întâmplă cu romașcanii, așa cum se întâmplă cu Târgu Nemțenii. Vrem să facem lucrurile pentru un viitor mai bun. Acum, când facem această investiție cu modernizarea orașului, nu putem să ignorăm rețelele putredere în subteran. Și eu, cât sunt primar, nu voi face așa ceva. Am schimbat rețelele de utilități de toate coridoarele de mobilitate. Unde facem aceste modernizări, nu putem să lăsăm putregaiul de desubt. Asta este situația. Se vede contrastul între unde am reușit să ne mișcăm mai repede pentru că am putut să tratăm cu mai multă eficiență blocajele sau întârzierile date de APASERV. Astăzi ne aflăm, mai avem o situație extrem de încurcată pe Traian și Decebal, unde suntem la mijloc între două companii. Una care se mișcă încet, Moldocor, dar și-a făcut treaba mai încet, mai greu, mai împins de la spate, dar și-a făcut treaba. Și APASERV, care ne ține pe loc, face tot ce poate. Bun, să ne țină pe acum cu loc. Ce vă ține pe loc? Cu racordurile? Cu ne-a ce? Ținut cu cuplările. Cu cuplările. O zi, de pe zi pe alta, amânările conduce la expirarea vizului DSP. Face un alt aviz, alte probe, care îți durează 3-4 zile și dacă iarăși nu acceptă cuplarea, trebuie să mai faci încă o dată proba, pentru că apa aceea nu mai corespunde parametrilor. Bun, și în momentul acesta mai sunt cuplări de făcut? Mai avem cuplări de făcut pe Decebal. Pe Decebal. Dar înainte de a termina, de a realiza acele cuplări, trebuie să terminăm căminele care se realizează pe Decebal în zona Petrodava. Mai sunt două cămine și din câte am înțeles se cam încheie șantierul pentru magistrală. Mai durează doar efectuarea probelor de presiune și de sănătate și așa mai departe pentru obținerea tuturor avizelor, după care legăm și predăm APASERV-ului întreaga conductă. Deci, practic, avem presiunea, deci probe de presiune până la pod, nu? Sau până unde sunt probele făcute? Tot ce înseamnă din piața Mihail Cogălniceanu până în capăt spre părâul Borzoghean. Ok, deci
Da, să sperăm că se termine cu măcar o lucrare, să termine ca să poată începe cealaltă. Nu știu, s-a ajuns la un anumit nivel de saturație pe zona respectivă și lumea nu mai face distinție între cel care construiește, beneficiar sau altceva, se pune ținta piept numărul 4 și se trage. Așa este. Și de regulă se trage în primar pentru că este lucrarea lui, el gestionează și el decontează orice problemă apare în oraș, fie că este în curtea Consiliului Județean, gen spital sau apaserv sau transport public, fie că este o lucrare care ține exclusiv de primărie. Ne însușim toate criticile, mergem înainte. Nu cred că este un cetățean responsabil care să spună că aceste lucruri nu trebuiau făcute. Sunt foarte mulți cetățeni cu care vorbesc, sute de oameni, foarte mulți deranjați de praf de șantiere, toți deranjați de praf, bineînțeles, nu e vreun om care să se bucure când vede orașul așa, dar sunt lucruri necesare. Și sunt mulți care mă întreabă de ce ne-am apucat de toate. Pentru că eu astăzi sunt primar și nu știu la ce să renunț, pentru că toate aceste proiecte sunt urgente. Puntea de la Ștrand, puteam să o mai ținem închisă, era cât se poate de necesară. Podurile din oraș, pe care le-am reabilitat și le-am pus la punct, toate erau cât se poate de urgente. Magistrala de apă, este cineva care poate să spună că nu ne trebuia acest proiect? Că nu aveam nevoie de blocaje, da? Vedeți și dumneavoastră, în mod normal, sunt hărțuiți și pe persoană fizică de apaserv. Nu mai vorbim despre blocajele pe care le face doar în ideea de a influența votul cetățenilor. Pentru că o nemulțumire astăzi probabil va duce la un decont electoral. Dar eu sunt împăcat cu că ceea ce fac este necesar, trebuie astăzi, nu mai suporta amânare, motiv pentru care am decis să fac. Că mă așteptam la riscuri, mi le-am asumat. Și dacă pentru aceste riscuri este ca cetățenii să nu mă voteze, eu îmi fac datoria până la capăt. Domnul primar, știți care este problema? Problema este în felul următor. S-a făcut un coridor, proiectul pentru un coridor de mobilitate. Nimeni, dar nimeni n-a spus la vremea aceea, băi, ce facem cu magistrala de apă? Apaservul a dat un aviz condiționat. Favorabil, dar da. Condiționat. Adică dacă se schimbă magistrala. Așa primim toate avizele. Nimeni la vremea aceea în primărie n-a spus, băi, oameni buni, noi facem proiectul. Ce naiba facem cu magistrala, că avizul e condiționat? Pe cât facem pariu că n-a citit? Colegii au spus. Atunci care se ocupă de proiecte au spus. Și atunci ce s-a întâmplat? Faptul că cineva care era la conducere nu și-a asumat, pentru că este mai simplu să ascunzi praful sub preș și să nu faci nimic. Și dacă nu e nevoie să faci proiectele astea, de ce să le facem? Dacă nu putem să le facem, că nu schimba apa, servul, țevile, nu mai bine nu facem nimic? Cam asta era politica înainte. Și acum înțeleg că este atât de simplu să nu faci nimic și să explici că ai rate de plătit la bănci și e complicat și e greu și nu putem, că e... Cam asta este ideea. Vedeți, poate lucrurile... Cine își asumă să facă, evident, este și țapul ispășitor care va fi tras, va fi găsit vinovat sau pentru poate, orice nu merge. Sau poate nu. Sau poate nu. Bine, suntem în România și cam așa vedem că funcționează lucrurile, dar eu cred că sunt mulți oameni inteligenți care își dau seama despre necesitate, care își dau seama că lucrurile se mișcă și că se mișcă într-o direcție bună. Din păcate, nu avem ritmul astăzi. Pentru că dacă toate instituțiile și-ar fi văzut de treaba lor și fiecare și-ar fi făcut proiectele în pătrățica lor, orașul ar fi arătat astăzi altfel. Bun. E adevărat, toate instituțiile, dar mai sunt și lucruri care trebuiau făcute și în propria instituție. Absolut. Dar ideea este că, indiferent ce va fi pe 9 iunie, până atunci, dumneavoastră ar trebui să faceți orice se poate ca să scăpăm de partea aceea de trafic în zonă. Deci este o zonă, cel puțin de la spital până la... Deci, unde
Nu știu ce se vede, dar eu fac tot ce se poate de dimineață până seara, fie în ședințe cu toți factorii implicați, de la poliția locală, poliția rutieră, constructor, proiectant, expert de siguranță rutieră, ca să punem la punct, să găsim niște soluții alternative, să ameliorăm traficul, să accelerăm lucrările. Găsim o soluție pentru a ne mișca într-un ritm susținut, vine o hârtie care ne întreabă de ce ascunde primarul lucrările, oare nu grăbește constructorul ca să facă lucrări proaste pe care să le ascundă repede? Și vin hârtii care cer explicații. Și o hârtie de genul acela primar, îți blochează lucrările minimă săptămână. Veți face o conferință de presă și arătați hârtiile astea. N-am mai avut când să o fac din acest motiv, pentru că ne străduim să deblocăm toate lucrurile. Și arătați hârtiile astea pentru că altfel totul aterizează în curtea primăriei. Și, această conferință de presă în care să arăt din prima zi, de la 1 iulie 2021, când am predat primul amplasament pe coridor de mobilitate, pe primul coridor de mobilitate și până astăzi, ca să vedeți câte mii de pagini am primit petiții către toate instituțiile posibile care pot să verifice sau să ne blocheze până la elucidarea situației lucrările. Bun, acum să tragem linie. Spuneți-mi când începe betonarea pe zona conductei. V-am spus, pe săptămână. 7 zile trebuie să rămână stabilizatul, după care se toarnă placa de beton. Și după ce se toarnă placa de beton, teoretic... 15 zile. Teoretic, este termenul... Să nu se circule pe ea. Da. După care, teoretic, ar putea să înceapă lucrarea de asfaltare. Primul strat de asfalt. Pe partea cealaltă este... Se va trece traficul pe partea nouă unde s-a pus asfaltul proaspăt turnat și se fac aceleași lucrări pentru stabilizare, betonare și asfaltare pe zona traversărilor. Așa, deci în zona cealaltă, da. Și abia acolo... după aceea putem veni cu ultimul strat de asfalt. Da, dar în partea cealaltă s-ar putea turna. Vorbim de lucrări care durează minim o lună și jumătate. Deci, în condițiile optime, dacă toate lucrurile curg nu și nu mai avem alte impedimente, ar trebui ca undeva la în a doua jumătate a lunii mai să avem drumul la Traian și Decebal la negru, asfalt integral. Bun. Cu ce treburi la București? Cu siguranță, vara asta, acest coridor de mobilitate încercat, muncit, va fi gata și va arăta mai bine decât Mihai Viteazul. Cu tot ce înseamnă pistă pentru bicicliști, spațiu verde, rampe de acces pentru persoane cu dizabilități, trotuare accesibilizate și așa mai departe. Cu ce treburi la București? O conferință în cadrul căreia vom fi apreciați pentru niște proiecte pe care le avem în oraș. Nu știu exact care, știu că am fost nominalizați la 3 categorii. Digitalizare pentru proiectul de cu platforma de servicii online, în care oferim aproape 40 de servicii la un clic distanță tuturor cetățenilor. Din păcate, încă nu este suficient de bine accesat de pietreni sau nu e încă un raport echitabil între efortul depus, între munca depusă și rata de utilizare din partea cetățenilor, dar continuăm să promovăm mai departe și sperăm că ușor, ușor vom migra către utilizarea acestei platforme. O platformă care este foarte bine folosită de pietreni, platforma de parcări de reședință, ca parte integrantă a procesului de digitalizare și pare să fie una dintre cele mai performante platforme de gestionare și administrare a parcărilor de reședință din țară. Grădina Nicu Albu, un alt proiect apreciat prin transformările pe care le producem acolo. Și proiectul în sine, că proiectul lucrarea este undeva la
jumătatea, cam la 50% din, din grafic. Așa, și al treilea? A treia nominalizare? Cred că partea de mobilitate urbană. Faptul cum vom continua aceste proiecte. Cum vom continua proiectele. Și aici, vestea bună. Pentru că am văzut că există și situații și zvonuri panicarde. Acum toate lucrurile le-am luat așezat. Pentru că ne-am învățat și am trecut prin lecțiile implementării acestor coridoare de mobilitate, care sunt primele investiții mari care se întâmplă în oraș după anii 90 pe fonduri europene la această valoare. O experiență pe care primăria nu o avea în prealabil, iar astăzi avem toate lecțiile învățate. În primul rând, lecția utilităților. După cum ați văzut ieri în ședința de Consiliu Local, am reușit să aprobăm parteneriatul, acordul de parteneriat cu Consiliul Județean pentru a prelua cele 10, pentru a putea demara investiția pe celelalte, pe cele 10 străzi care vor fi parte din proiectul de mobilitate etapa a doua. Adică, înainte de a scoate la licitație orice, vom avea toate detaliile tehnice pentru reabilitarea, modernizarea rețelelor existente. Un avantaj pe care la preluarea mandatului nu-l aveam. Nu, absolut. Și care astăzi ne întârzie foarte mult. Dacă nu era cazul de această problemă, coridorul de mobilitate era gata de mult, pentru că am fi știut din timp care sunt soluțiile tehnice. Iar acum avem de suportat exact acele decalaje care nu au putut fi supuse achiziției, respectiv aducerea la stare inițială și etapa aceasta tranzitorie între magistrala de apă și coridorul de mobilitate. Adică s-au pus caii căruța înaintea boilor, da. De cai nu mai vorbim, cai acum sunt pe partide, că am văzut, I know. Fiecare cu căruța lui. Exact. Fiecare cu căruța lui. Da. Înainte de a pleca, aș vrea să-mi dați niște amănunte. Știu că vă grăbiți, dar trebuie să-mi dați niște amănunte privitoare la, eu zic, prima idee de campanie, cu adevărat idee de campanie care ar trebui să schimbe niște lucruri în mod real, aceea privind asocierea, sau mă rog, cum să o numim, între primărie și Consiliul Județean pe spital. Eu, dacă eram, să zicem, președintele Consiliului Județean, nu că aș vrea vreodată să iau locul domnului Apope, Asaftei. N-aș vrea să iau vreodată locul domnului Asaftei, nu de alta, dar nu poți să stai lângă domnia sa, nici după domnia sa, că e greu. Eu, după ce vedeam conferința de presă a domniilor voastre, împreună cu doctorul Carp, domnul doctor Carp, eu a doua zi aș fi ieșit și v-aș fi pus în dificultate. Domnul Carabela, veniți încoace. Hai să vedem cum facem concret chestia asta. Ne ducem împreună la București, obținem un ordin, nu știu, de ministru, de guvern, ce trebuie ca să se poată face chestia asta. N-am văzut nicio reacție de genul ăsta, așa că dați-mi mie amănunte cum se poate face practic așa ceva. Vorbim despre cele mai importante servicii publice care determină dezvoltarea unei comunități. Pentru că de acolo pornește decizia oricărei familii de a se stabili în orașul respectiv sau de a-și căuta oportunitățile în oricare altă parte. Educația și sănătatea. Fără aceste două servicii publice la un nivel de încredere cel puțin decent, oricând vor apărea ezitări, oricând chiar cetățenii respectivei comunități se vor gândi oricând vor avea oricând un gând de plecare de acolo. Vorbim despre Piatra Neamț, cred că are unul dintre cele mai dezastroase
dezastruoase spitale din România. Asta ca imagine, în primul rând. Ca imagine, ca rezultate, ca realitate. Noi ne-am însușit până acum de multe ori inclusiv atribuțiile și responsabilitățile pe care le aveau alții. A se vedea magistrala de apă și interesul de a pune la punct rețelele de apă. Sunt pe deplin conștient că fără să punem la punct și sănătatea, orașul acesta ușor, ușor se stinge. Fără să avem servicii medicale la un nivel decent de încredere, vom pierde foarte mult. Pentru că niciun investitor nu vine fără a găsi răspunsurile la calitatea vieții. Banii vin după oameni sau oamenii după bani. Acestea sunt cele două mari principii de dezvoltare a comunităților. Pentru a atrage investiții, trebuie să convingem un investitor că noi putem oferi angajaților companiei respective o perspectivă foarte bună privind calitatea vieții. Fără acest argument, nu vin nici investitorii care aduc bani și nu vin nici oamenii după care vin investitorii, pentru că investitorii caută forță de muncă. Deci următorul obiectiv, după toate investițiile pe care le facem la nivel de oraș, utilitățile publice și educația, vedeți, cele mai mari investiții din educație s-au întâmplat acum, până la punct aproape tot ce înseamnă infrastructură educațională. Fie cu proiecte finalizate, fie cu proiecte în lucru, fie cu proiecte în implementare. Toate școlile vor beneficia de aceste lucrări de modernizare fundamentală și de lucrări de, și de dotare cu echipamente și mobilier. Ne-a mai rămas spitalul. Primăria Piatra Neamț ne-am așezat din punct de vedere economic, știm care sunt perspectivele de dezvoltare ale orașului, știm care ne sunt resursele, scăpăm în maxim 2 ani de tot ce înseamnă rate privind datoria pentru a acoperi cositul, toaletatul și alte lucruri de bază pe care, care se întâmplau acum 20 de ani. Noi astăzi le plătim. Noi, astăzi. Am evaluat un pic cum stau lucrurile. O să primiți 9 milioane înapoi, cât de curând. Ce o să primi? Ah, da. O să primiți 1,9 milioane. Vom păpri pensia, probabil. Nu știu ce alte bunuri dețină, dar mă rog, nu asta e ideea. Am realizat că avem puterea de a aloca în următorii 2-3 ani o sumă de 100 de milioane de lei pentru a targeta direct către spital. În sensul că... Bun, pe mine mă interesează cadrul legal. La punct, cadrul legal, cum se face? Trebuie să intrăm în asociere. În asociere? Deci, cu Consiliul Județean. Asociere și trebuie vreo aprobare de undeva, de la guvern? Și de la minister. Și de la minister. Da. Altfel nu se poate. Nu se poate. Din discuțiile cu domnul Carp e... Am înțeles. Și asocierea asta v-ați gândit să înceapă cu actualul spital sau cu... Dar nu avem cum să vorbim despre viitor, sănătate ignorând problemele din actualul spital. Viitorul spital, ipotetic este, spital. Un lucru este clar. Avem nevoie de un spital nou, ultramodern, care trebuie proiectat temeinic, nu inversând logica. Dom'le, avem atâția bani pentru documentații, hai să facem de toți banii documentații. Nu. Ne interesează să facem un spital care să răspundă următoarelor nevoi în funcție de incidențele bolilor pe care le avem pe raza aceasta a județului, că nu vorbim doar despre Piatra Neamț, ci vorbim de întreaga zonă. Dar până a vorbi de spitalul nou, un proiect care trebuie demarat astăzi pentru a se întâmpla în următorii 7 ani, Acesta este termenul rezonabil de la prima hârtie, în vederea elaborării documentației tehnice, până la momentul în care intră primul pacient pe ușa respectivului spital, durează între 5 și 7 ani. Dar noi în această perioadă
vom avea de tratat bolnavi. Pentru că inevitabil nu e familie care să nu ajungă... Se mai îmbolnăvește lumea, știți? Și trebuie să punem la punct tot ce înseamnă unitate de primiri urgențe, secția ATI, cu maximă prioritate, oncologia, pediatria. Toate secțiile trebuie luate la rând și puse la punct. Da. Ne oprim aici pentru că trebuie să plecăm. Și nu se poate face asta decât în această asociere. Astăzi, nici Consiliul Județean nu poate duce de unul singur toate aceste probleme și nici Primăria Piatra Neamț nu își poate asuma inițierea unui proiect de spital municipal. Pentru că inițial, nu vă ascund, luasem în calcul această variantă. La începutul acestui an am reluat în discuție ipoteza înființării unui spital municipal. Am identificat un potențial teren care să preteze pentru așa ceva și am zis că ușor, ușor punem lucrurile la punct și facem un spital modular. Începem cu o investiție minimă care să ne deschidă această cale și ușor, ușor, an de an, mai clădim, mai punem câte o cărămidă la acest proiect. Și am înțeles că nu e o idee eficientă. Nu avem cum să facem așa ceva câtă vreme avem un alt spital care chiar nu are cum să-și demonstreze eficiența. Hai să-l punem la punct pe ăla. Am înțeles. Vă doresc drum bun. Vă mulțumesc. Să vedeți dacă nu sunt, dacă nu rămâneți doar nominalizați, ci și veți primi, o recunoaște măcar în diplomă. Până la urmă, a merge într-un astfel de context, să te inspiri din proiectele altora, este cel mai mare câștig. Absolut. Participarea într-o competiție și calificarea la turneul final este pentru orice sportiv o mare performanță care trebuie apreciată. Eu sunt convins că nu mergem degeaba, pentru că chiar am făcut temeinic și ne-am gândit în primul rând la funcționalitate și la rezultatul final. De aceea pornesc foarte încrezător că ne vom întoarce cu un premiu, dar nu asta este miza, ci în primul rând... Eu am fost politicos și v-am spus să nu mergeți degeaba. Numai bine, sănătate, oameni buni. Numai bine. Deci această emisiune a fost înregistrată, înregistrarea s-a terminat cu câteva minute înainte de intrarea în emisie, așa că dacă se va întârzia un minut, două, să știți că din cauza asta e. Cele bune, numai bine, drum bun!